Am căutat și pe internet am găsit. De fapt, găsisem altă agenție pe internet și după aia am mai căutat și am găsit aceasta. Totul s-a întâmplat în 2016 când a apărut. Eu aveam deja boala, dar în 2016 au apărut simptomele. Cam prin vară, sau mai bine spus la sfârșitul primăverii. Apoi unde eram, n-am aflat ce boală am, n-am știut nimica. Deja devenisem stresant, că eu vedeam că sunt, că am ceva, dar nu știam ce. Și după care m-am întors acasă în vacanță și am făcut un RMN în octombrie 2016 și am aflat boala demielinizantă. Și pe undeva eram bucuros că am aflat ce am. Și după aia aflasem că e scleroză multiplă, că nu știam boala demielinizantă, scleroză multiplă. Și din 2017, la început, am intrat pe tratament, pe Tisabri, sau cum se zice. Și scorul EDSS mi-a scăzut. Deși eu la primul RMN din 2016 mi-a zis că am primar progresivă. Dar dacă a scăzut scorul EDSS, înseamnă că nu e primar progresivă. Deși puseu n-am simțit niciodată și știu că în primar progresivă nu simți când ai puseu. Deci, pe la urmă, nu știu. Când am întrebat pe doamna doctor, a zis că nu contează. Ai scleroză multiplă, asta e important. Ok. Și tot din 2017 am încetat să mai mănânc gluten, decât rare ori mai mănânc, spre exemplu, un covric, deci e de poftă, dar rare ori. Acum am zis-o. Și de o lună jumate am încetat să mai mănânc și carbohidrați, adică cartofi, orez, în mare. Dar de respirat, da. Mănânc și gluten și carbohidrați, dar rare ori, nu în fiecare zi. Sunt pe acest tratament și, sincer, mă simt mai bine. Deci s-ar putea să nu am primar progresivă, dar la urmă nu contează că am primar progresivă sau nu. Eu am învățat, cum am și zis la unii oameni, să fim pozitivi, asta e, și chiar e important, că dacă tot să fiu supărat, mai rău îmi va fi. În fine, și pozitiv, optimist. Și de atunci sunt la spitalul la Fundeni. Am aflat că trebuie căutat un doctor neurolog care știe să trateze, vorba bine, știe să trateze scleroza multiplă, că nu orice doctor neurolog. Și mi s-a zis că la Fundeni. Ok, m-am dus la Fundeni și de atunci sunt acolo. În fiecare lună mă duc și mi-au tratamentul. La început mă ținea o seară să stau acolo, dar nu-mi doresc să stau în spital, adică cine își dorește, și de acum nu mai mă ține, zice, faci tratamentul și pleci. Oh, perfect. Și cam atâta. La început am fost internat 12 zile, 11 nopți, dintre care am stat doar 10 nopți, că una am stat. Și am stat 11 nopți și mi s-au făcut multe. Ai sărit gard într-o noapte, nu? Nu, dar faza era că era, cred că ultima noapte, nu, penultima noapte și zic, oricum mă întorc, am stat tot în Colentina la cineva și zic, oricum mă întorc, e aproape Colentina Fundeni, zic, bine, s-au luat de mine asistențele, unde ai fost, ei, nu știu.
Și am zis, nu știu. Încă părinții fetei mei așa, și de atunci eu v-am zis, am fost pe undeva, nu că bucuros, pe undeva bucuros că am aflat, plasmă, ce problemă am, că țin minte în 2016 eram frustrat, că domne, ce am? Și mă trimiteau, unde eram acolo, mă trimiteau, du-te peste o lună jumătate la an, du-te peste o lună jumătate, bă, nene, până mă vede un doctor, cine știe ce pățesc, să aflu odată ce am, ce problemă am. Și când am făcut un RMN, în octombrie 2016, am aflat boala demielinizantă. Ok, perfect. Și de asta zic, am fost bucuros. Că aflasem și între timp, că dacă stau să fiu supărat mai rău, îmi fac rău, așa că am zis, da, sunt bolnav și dau înainte. Nu vreau să par că eu sunt oameni. Nu sunt, dar am învățat să lupt cu mine, cu propria mea persoană, să lupt. Că dacă stau să plâng, adică să fiu supărat, să-mi dau două palme. Mă, ce faci, mă, stai să fii supărat, nu e, dă-i înainte. Și cam asta am învățat eu, cam asta e chiar. De atunci sunt pe acest tratament care... Nu, de la acest tratament nu simți de la alte, ca la alte tratamente efecte secundare și totul e ok. Știu doar când îl fac tratamentul, mi se ia sânge să verifice nu știu ce și apoi fac tratamentul, deci nu e imediat. Ok, perfect. Și cum am spus... Ca alimentație nu mai mănânc gluten și carbohidrate. Tu locuiești singur? Poftim? Tu locuiești singur? Nu, mi-aduce tata mâncare făcută. În aceeași casă lucrește una dintre surorile mele. Și, spre exemplu, aseară i-am zis... Bine, te rog să-mi faci mie două, dar nu prăjite în ulei, ci în unt, cu unt. Așa mănânc, bine, rare ori de poftă mănânc două, ceva prăjel, doar asta ar fi ouăle. Cartofi prăjiți, da, folosesc rare ori, nu în fiecare zi. Da, pentru că în capul meu nu zic. Că ok câteodată, în capul meu e niciodată și oricum e câteodată așa, că dacă ar fi câteodată, nu o să fie câteodată. Așa că zic, n-ai voie deloc. Și da, recunosc, mai mănânc o prăjeală, da? Rare ori, nu vreau să mă mândresc, dar așa s-a întâmplat până acum, sper să se întâmple. Tu ești tânăr, cum reușești să mai socializezi? Ești afară, mai ai prieteni? Da, bine, am observat că prietenii cei adevărați au rămas prieteni. Cei care nu erau adevărați, te cam dau la o parte, că probabil gândesc că ăsta e bun la vă, dar abia să mișcă, la revedere. Nu pot să vin, stau ocupat, cam asta e. E așa că eu mi-am dat seama acum cine, care sunt prieteni adevărat și care nu sunt. Perfect. Și cam asta e. Mie face plăcere, cum am zis, să vin de fiecare dată aici ca să văd oameni la fel cu aceeași problemă ca a mea și avem ce vorbi. Chiar îmi face plăcere. Agenția PAM te-a ajutat? ai reacții adverse la bărbații cu PAM? Sau... Nu. Nu. Atâta zile. Povestește-ne dacă te-am putut ajuta. Da. Deci m-ați ajutat în primul rând că sunt întâlnirile astea. Pe mine m-a ajutat în primul rând, pentru că te face să fii mai pozitiv, optimist, când, nu știu, pe mine m-a ajutat cu chestia asta și nu numai cu chestia asta, dar am fost și în, am plecat în vacanțe sau cum să numesc, cu APAN și
conferința de tineri. E o conferință. Da, da, și unde am fost, deci... Ok. Da, dar e bine că o vede ca pe vacanță. Da, poate mai da, poate o vacanță. Da, vacanțe. Kinetoterapie faci? Nu fac kinetoterapie pentru că recunosc că sunt câteodată sau mereu prost. Pentru că ar trebui să fac, deși doar merg pe jos, merg mult că nu suport să stau în casă și ies din casă. Și dacă nu pot să mai alerg, merg, e foarte bine. Și văd că mă ajută chestia asta, că am stat în casă odată 3 zile și când am ieșit, de-abia mă mișcam, zic, nu e ceva. Și cu mâncarea, spre exemplu, azi dimineața am mâncat o salată cu acel spanac, baby spanac, și cu mai multe și ceapă. Ceapa mă ajută pe mine și perele cel mai mult mă ajută. Ceapa, perele și când am mâncat salata aceasta, vreau să zic că azi dimineață mergea mai bine, adică cu dreptul sunt mai ei și mergea mai normal, ca un om normal, adică un om sănătos. Mergeam chiar bine. Deci... Ai parte de fatigabilitate? Resimți în timpul zilei că pici, să zic așa? Da, mai după masă... Pe la ora 3, 4, 5 după masă simt, dar de când iau vitamina D nu, sunt ok, vreau să zic că sunt ok, dar altfel simțeam că, ziceam eu, mi se termină bateriile, simțeam că mi se termină bateriile, dar sunt bine, mulțumesc Dumnezeu, chiar sunt bine, adică ies din casă, nu am sprijin, deci e bine. Ai un hobby sau e ceva ce îți dorești să faci pe viitor? Mă gândesc, corect, mă gândesc. Nu, da, te rog. Ai dat interes să te duci la kineto? Nu. Intenționezi să te apuci de kinetoterapie? Problema e că... Mulțumesc, Silvia, numai că acum am câteva probleme de rezolvat și de-aia am lăsat și am să fac de, nu știu, de luna viitoare sau peste 2 luni, nu știu, sigur am să fac, că e spre binele meu, numai că n-am făcut. În Chiajna locuiești tu? Acolo există vreun centru unde să poți face sau trebuie să te deplasezi în București ca să faci? Te deplasezi în București, oricum nu e mare... sunt 4 km, dar nu e mare chestie, oricum cu autobuzul, dacă vrei faci 20-25 de minute, cu maxi taxi 15 minute, deci nu e mare chestie și oricum când ies afară vin în București. De ce? Că aici am ce face, că aici m-am născut, aici mă simt. Deci mie place Bucureștiul, că asta e. Și cam atât e ce am. Nu e mare chestie la mine, doar sunt bolnav tot de 3 ani sau probabil mai mulți ani, de 3 ani știu că sunt ce am sau de 3 ani am început să, că pot să avea boala asta, dar să nu simți nimic, dar de acum 3 ani eu am simțit că am ceva, am o problemă și cam asta.